Cei 10 suspecți au fost prinși în flagrant în noapte de sâmbătă, în timp ce sustrăgeau produse petroliere dintr-o conductă ce aparține unui operator de produse petroliere. Se pare că aceste substanțe erau prelucrate într-o rafinărie administrată de Gabriel Bivolaru, urmând să fie vândute cel mai probabil unor benzinării. În jurul acelui terminal de conductă, în care veneau bene, care din simulau, de fapt, cisterne ascunse, cu ceva grâu așa la suprafață, să pară că totuși se transportă cereale, stăteau la încărcat toată noaptea. De ce stăteau la încărcat toată noaptea? Era foarte inteligentă manevra, pentru că dacă dădeau drumul puternic la presiune, apăreau scăderi. Scoteau de regulă, cam la răsăritul soarelui, în perioada supravegheată de noi, cisternele disimulate și se deplasau către o rafinărie funcțională, dar neautorizată, din Năvodari. Anchetatorii l-au găsit pe Gabriel Bivolaru la această rafinărie duminică și au probe că el este cel care o administrează. Ceilalți suspecți au fost prinși în flagrant chiar în timp ce transportau cisternele la cele două instalații artizanale de perforare din localitățile Cumpănă și Năvodari. Asta după ce în luna iunie au oprit o astfel de instalație care se afla la nisipar și au încercat să o scoată. Încărcau câte 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 de litri pe care îi duceau către o locație din Techirghiol. În Techirghiol îi aștepta o cisternă a aceleiași rafinării, care nu mai prezenta niciun fel de suspiciune, fiind cisternă și teoretic asta trebuie să transporte. După ce au încărcat această cisternă ascunsă într-o locație din Techirghiol de unul dintre suspecți, s-a stricat cisterna. Și a fost nevoit ca petrolistul din Năvodari să le dea o altă cisternă. Așa s-a întâmplat, s-au precipitat lucrurile și sâmbătă seara, în jurul orei 19, am aflat că se duce transportul cu cisterna din noua instalație la Năvodari. Am intrat acolo cu lucrătorii de la jandarmi. I-am întrebat, sigur, ce avem noi aici. Am obținut răspunsul, cisterna era îmbucșată la bazinele rafinăriei și am continuat cercetările. În timpul urmăririi, unul dintre suspecți, respectiv Gheorghe Mangalea, care executa lucrările, a reușit să scape, pe numele său fiind emis un mandat de arestare în lipsă. Ceilalți suspecți au fost aduși luni în fața judecătorilor Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă. Gabriel Bivolaru a declarat că este nevinovat. Este dumneavoastră la finăria? Vă rog frumos, faceți. Erați administrator? Nu era domnule, nimeni nu mai filma, că filmați ca iure. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, alături de jandarmi și polițiști în localitățile Constanța, Năvodar și Techirghiol. Ancheta a început pe 25 mai, în urma unor informații deținute de procurori. Cei acuzați au reușit să sustragă 175 de tone de produse petroliere, aducând un prejudiciu de 110.000 de lei. În 2004, fostul deputat PDSR a mai fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru un prejudiciu de 50 de milioane de euro adus Băncii Române de Dezvoltare. Însă a reușit să fie eliberat condiționat în 2007.